În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 11, versetul 1. Preacucernice Părinte Decan, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernici Părinți Protopopi, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși Preacucernici Părinți, Domnule Primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori, în această zi minunată, când Dumnezeu ne-a adunat la hramul mănăstirii Sfinții Petru și Pavel, privind cu admirație la cei doi corifei ai apostolilor, nici nu știm ce virtute dintre multele pe care le-au avut să o lăudăm mai tare. Cred că una dintre virtuțile cele mari, subliniate de slujba praznicului de astăzi, este aceea că cei doi au fost semănătorii credinței. De aceea mi-am și început cuvântul meu de învățătură cu definiția pe care Sfântul Apostol Pavel o dă credinței. Ei au fost semănătorii credinței. În Epistola către Evrei, așa cum ați auzit, în capitolul 11, versetul 1, Sfântul Pavel zice: credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Fără tignă, Sfinții Apostoli Petru și Pavel au încercat să seamene credința în toată lumea civilizată de atunci, să îi încredințeze pe oameni că Dumnezeu s-a coborât pe pământ, că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Ați auzit în Evanghelia ce s-a citit de la Matei? Că la un moment dat, când Domnul Hristos i-a întrebat pe ucenici: cine spun oamenii că sunt eu? În numele celorlalți, Sfântul Petru zice: unii zic că ești Ilie, alții că Ioan Botezătorul, dar voi cine ziceți că sunt? Și zice Sfântul Petru: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Vedeți? Era încredințat că Domnul Hristos este Dumnezeu. Apoi, după ce Domnul Hristos a înălțat la cer, până când a fost martirizat pentru credință, această lucrare de semănător a credinței a făcut-o în toată lumea. Încercăm și noi să semănăm credința. Numai că n-avem credibilitatea pe care o avea Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Pavel. Ei, atunci când vorbeau mulțimilor, veneau cu argumente puternice. Și atunci când Sfântul Petru spunea că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu, se întemeia pe experiența directă pe care el a avut-o. Iată, de exemplu, în cea de-a doua epistolă a sa, Sfântul Apostol Petru ne spune nouă, le spunea contemporanilor lui,
că atunci când afirmă lucrurile acestea mântuitoare, nu se ia după poveste. În a doua epistolă, în capitolul 1, începând cu versetul 16, Sfântul Petru zice așa: pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după bazme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit către El: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Și acest glas noi l-am auzit pogorându-se din cer, când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Atunci când era Petru cu Domnul Hristos pe muntele Taborului și când Domnul s-a schimbat la față, arătând ucenicilor săi slava sa pe cât li se putea, el a fost încredințat că de față este Dumnezeu. Ba l-a auzit și pe Tatăl grăind din cer: acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit. Așa că, vorbind mulțimilor, Sfântul Apostol Petru le spunea: nu ne-am luat după povești, am avut experiența directă că Dumnezeu s-a coborât, s-a întrupat, a fost cu noi, a întemeiat biserica și vă cheamă pe toți la îndreptarea vieții, la pocăință, la mântuire. Era credibil Sfântul Apostol Petru în această calitate de semănător al credinței, convingându-i pe oameni că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Același lucru l-a făcut și Sfântul Apostol Pavel. Vedeți? Omul care judecă limpede își pune problema esențială legată de existența lui. Se întreabă ce se întâmplă atunci când firul vieții noastre pământești se termină. Sfântul Apostol Pavel, care, așa cum s-a citit în Apostolul de astăzi, a fost răpit până la al treilea cer și a avut acolo o experiență deosebită, văzând lucrurile lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel, întorcându-se pe pământ și știind că oamenii sunt frământați de această întrebare: ce se întâmplă cu noi atunci când ne încheiem viața pe pământ? Ce se întâmplă cu cei dragi? Dispar ei total. Și din experiența de acolo, din cer, Sfântul Pavel ne-a lăsat scris în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 5, începând cu primul verset, lucrul următor: știm că dacă acest corp, locuința noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veșnică în ceruri. Căci de aceea și suspinăm în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuința noastră cea din cer, dacă totuși vom fi găsiți îmbrăcați iar nu goi. Vedeți? Atunci când firul vieții noastre pământești se rupe, avem locuință nefăcută de mână, veșnică, în ceruri. Important este ca să fim îmbrăcați, îmbrăcați din punct de vedere spiritual, cu o haină vrednică de locuința cea din ceruri. Așa semăna credința Sfântul Pavel, ca și Sfântul Petru. Îi încredința pe oameni că Domnul Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu, că El ne-a pregătit nouă tuturor un loc, că atunci când viața noastră pământească se sfârșește, avem casă nefăcută de mână veșnică
în ceruri. Sămânau credința. Credința, virtutea esențială care dă sens vieții noastre. Pentru că fără credință, continuă gândul Sfântul Apostol Pavel, e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. Credința ne ține tari, credința ne dă putere pentru orice demers spiritual. Ei, Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost semănătorii credinței. Numai că, spre deosebire de noi, pentru că și noi dorim să semănăm credința, în sufletul nostru chiar, și în sufletul dumneavoastră, spre deosebire de noi, ei erau credibili, pentru că au avut o experiență directă cu Domnul Iisus Hristos. Acum, prin credință, și noi putem avea. De aceea, slujba sărbătorii de astăzi e împodobită cu cântări minunate și în una din ele ni se spune tocmai lucrul acesta, că Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt semănătorii credinței. Iată, vă citesc această cântare. Pe ucenicii lui Hristos și temeliile bisericii, stâlpii cei adevărați și temeiurile și dumnezeieștile trâmbițe ale învățăturii lui Hristos și a patimilor lui, pe mai mari apostolilor, pe Petru și pe Pavel, toată lumea, ca pe niște întâi stătători să-i lăudăm. Că aceștia, înconjurând toată lățimea pământului, ca un plug, au semănat credința. Auziți? Ce metaforă frumoasă! Ca un plug, au semănat credința. Au fost semănătorii credinței. Și tuturor au sădit cunoștința de Dumnezeu, arătându-le cuvântul trăimii. Și acum o invocație. O Petre, piatră și temelie, și Pavele, vas al alegerii, rugați-vă să se mântuiască sufletele noastre. De aceea am venit în pelerinaj la mănăstire. Ca să-i cistim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii ei, și să-i rugăm să mijlocească la Domnul Hristos să ne mântuiască sufletele. Ei au fost semănătorii credinței. Mare râvnă, fără osteneală, străbătând toată lumea pe jos și suferind multe batjocuri și chinuri. Fără a ne opri la amănuntele din viața lor, spunem lucru esențial, că pe vremea crudului împărat Nero, în anul 67, pe 29 iunie, Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul pentru Hristos, iar Sfântul Apostol Petru a fost răstignit pe cruce cu capul în jos. Și așa s-au mutat în eternitate, de unde să roagă pentru noi păcătoșii. Aceste gânduri, iubiți frați și surori, am vrut să vi le pun la suflet în această zi minunată, când Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne-au adunat aici la mănăstirea lor. Și când mănăstirea cu brațele deschise, Părintele Stare Schiril cu toată obștea ne-au primit pe noi ca să ne bucurăm de mângâierea care vine de sus prin mijlocirea rugăciunilor Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Să dea Dumnezeu ca, având sufletele răurate de credința pe care ei o seamănă, că sunt semănătorii credinței, să mergem cu foarte multă pace, liniște și în același timp cu multă râvnă și cu mult curaj la casele noastre. Amin. Să zicem toți.